Incidentul s-a petrecut în apartamentul în care tânărul ofițer locuia cu chirie la scurt timp după ce se întorsese cu prietena lui de la o petrecere. Apelul la 112 a fost dat chiar de prietena ofițerului la puțin timp după miezul nopții. Pacienta este într-o stare bună, fiind conștientă, pacientul era obnubilat, mai răspundea la stimuli verbali, dar foarte puțin. Între timp, starea lui de sănătate s-a alterat foarte mult, motiv pentru care și în urma investigațiilor efectuate în Spitalul Slatina s-a decis transferarea lui. Din cauza stării grave în care se afla, polițistul a fost transferat în timpul nopții la Spitalul Județean de Urgență din Craiova. Acum se află în comă la terapie intensivă, iar pronosticul medicilor este rezervat. La această oră, din punct de vedere neurologic, se află într-o comă profundă. Este afectat toată partea stângă, deci tot emisferul stâng al creierului, cu hemoragii destul de mari la nivelul trunchiului cerebral. Se află în acest moment, prognosticul este destul de prost din punct de vedere al posibilității de supraviețuire. Viața tinerei nu a fost pusă în pericol. Ea va fi operată astăzi pentru a-i se salva mâna împușcată. Starea pacientei, deși severă, nu a pus în pericol supraviețuirea. Ea este pusă pe programul operatorului când a fi operată în cursul zilei de azi. Vecinii polițistului împușcat nu-l cunoșteau prea bine, pentru că se mutase de puțin timp în apartamentul în care locuia. Apartamentul este închiriat. Aici tot un polițist. Am înțeles că și-a cumpărat alt apartament tot aici pe stradă, că sunt colegi. N-am auzit absolut nimic, doar că am ieșit cu gunoiul, noi stăm în chirie. Am ieșit cu gunoiul și am văzut un... acolo sigilată ușa. Parchetul de pe lângă tribunalul Olt a deschis dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Din primele cercetări se pare că pistolul s-a descărcat accidental după ce a fost mânuit imprudent de prietena polițistului. Am prelevat și probe de urină și probe de sânge pentru a stabili starea din acel moment. Fizic, n-aș putea să mă pronunț și nu pot face astfel de aprecieri cu privire la o persoană. Cert este că s-au consumat băuturi alcoolice, pentru că la cercetarea la fața locului s-a găsit și o sticlă de băutură. Nu putem aprecia că fapta s-a comis cu intenție. Despre polițistul împușcat, colegii au numai cuvinte de laudă. Polițistul are 35 de ani, acesta fiind testat psihologic în anul 2016, fiind declarat apt pentru solicitările postului. A absolvit cursurile școlii de agenți de poliție Vasile Lască în anul 2004, fiind repartizat la Poliția orașului Podcoava, iar în cursul aceluiași an a fost mutat în interesul serviciului la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Olt. În anul 2008, acesta a participat la un concurs pentru ocuparea unei funcții vacante de ofițer, fiind declarat admis. Au fost depuse sesizări privind un comportament ciudat pe adresa polițistului? Nu. Polițistul avea un comportament exemplar. Tânărul ofițer, în vârstă de 35 de ani, divorțase anul trecut. Relația cu tânăra care a mânuit arma era recentă.